Primarul Ion Ciocea a redactat scrisoarea în iarna anului 2011, când președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu l-a chemat la ședința festivă de final de an. Supărat că liderul PSD îl cam flituise în ultima perioadă, primarul a luat atitudine. L-a amenințat pe Călinoiu că îi retrage sprijinul politic și administrativ dacă nu găsește o modalitate prin care să financeze primăria Bustuchin. Refuzul participării mele la această ședință se datorează și faptului că trebuie să fiu corect și să vă spun că modul dumneavoastră de a colabora cu apropiații este diferențiat. Raportat la un tratament umil pentru persoanele care nu vă acceptă comportamentul, mergând chiar până la intimidare, fonduri acordate discreționar, doresc să vă spun că nu sunt o persoană care printr-un asemenea tip de comportament mă face să fiu aproape, ci dimpotrivă îmi displace. Mă îndepărtează. Fapt care mă obligă ca în viitorul apropiat să nu mai fiu alături de dumneavoastră, atât în politică cât și în administrație. Întâmplător sau nu, la următoarea ședință de Consiliu Județean, în urma unei rectificări bugetare, toată suma disponibilă a fost direcționată spre Comuna Bustuchin. Numai puțin de 11 miliarde de lei vechi au ajuns atunci în bugetul primăriei conduse de Ion Ciocea, la doar câteva zile după ce i-a scris șefului județului. Primarul recunoaște că a apelat la acest gest, neavând altă soluție pentru a face rost de banii. Nu-mi plăcea la momentul ăla cum se mișcau lucrurile. Eu trebuia să plătesc o tranșă la momentul ăla. De-aia am făcut acea adresă. Eu ce nu-mi convine și când ia decizii față de toți primarii și de poporul ăsta român, de cetățeni și de tot, atunci trebuie să-i spun, băi, nu ești dumneavoastră cel mai bun sau ai greșit. Șantaj este cuvântul prin care președintele PDL Gorj descrie modul în care edilul a încercat să primească finanțare. Dan Vâlceanu consideră că adresa trimisă de primar demonstrează încă o dată bătălia chiar și din interiorul partidului pentru banii statului. Există și asemenea rețete, să spunem, în care ameninți, șantajezi și ei se șantajează unii pe alții, astfel încât să obțină fonduri. Și la ultima repartizare a banilor, primarii au fost nemulțumiți de modul în care sumele defalcate din TVA au fost împărțite de Consiliul Județean. Unii i-au reproșat președintelui Ion Călinoiu că a continuat obiceiul de a împărți banii pe criterii politice și nu în funcție de necesități.